Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etală în ceașca de cafea. Avem două variante, varianta numărul 1 ceașca verde și varianta numărul 2 ceașca vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru cei care doriți o etalare personală în cafea cu mine, mă puteți contacta pe WhatsApp la numărul de telefon, dacă sunt sunați din străinătate, plus 40, dacă și numărul de telefon este 756 290 476, da? Deci plus 40 756 290 476. Dar să începem cu începutul și să începem cu prima etalare. Haideți să vedem prima etalare. Păi, în primul rând, este o etalare destul de frumoasă. Avem aici jumătate. Oare ce vrea să însemne pentru fiecare dintre voi acest jumătate? Avem cifra 2 inițial la I și din nou cifra 2. Oare aveți o perioadă în care v-ați răcit unul de celălalt sau poate că simțiți că nu este persoana potrivită pentru voi? Nu știu, ceva de această natură este cumva ceva împărțit la 2. Dar nu știu ce vrea să, să fie această... Sau cine știe, iubirea trebuie să o împărțiți să sperăm că nu la două persoane, în sensul să fie o situație de trio. Dar se poate întâmpla și așa. Mai văd aici niște hopuri pe care voi trebuie să le treceți. Aceste hopuri vin din partea unei persoane în vârstă de 53 de ani aproximativ, dar nu neapărat. E ceva legat cu cifra 53, dar um, poate să fie inclusiv 53 de ani. Da? Avem um, văd că uh, posibil pe data de 25 să primiți niște vești sau poate chiar să vă întâlniți cu cineva, să discutați anumite lucruri despre viața voastră amoroasă. Cu persoana respectivă. Um, nu știu ce înseamnă pentru voi cuvântul le. Un, e un cuvânt care începe cu le. Acum, voi, voi știți exact ce înseamnă acest lucru. Însă, da, pentru cei care sunteți la început de relație, să știți că urmează ca persoana respectivă să vă spună unde te iubesc, sau poate că nu sunteți la începutul unei relații, dar cumva ceva, cumva persoana voastră face ceva prin care să vă demonstreze cât de mult vă iubește. Da, deci poate să fie și o astfel de situație. Mai avem uh, niște minciuni care uh, se descoperă. Avem uh, un cuvânt cu... Uh, m nu știu dacă e vorba de mama sau e vorba de mândrie aici. Cineva este posibil să fie destul de... Da, cred că e mai mult vorba de mândrie cineva este destul de mândru, de orgolios în această relație, dar cumva trebuie să lase toată această mândrie puțin deoparte și să facă un pas înapoi pentru a privi pe ansamblu ce înseamnă de fapt această relație pentru el sau pentru ea. Da, văd că urmează să vă întâlniți cu foarte mulți oameni și să discutați despre relația voastră. Poate că nu toți membrii familiei sunt convinși că relația voastră poate fi una bună. Da? Și atunci trebuie să discutați cu ei aceste aspecte, sau poate prietenii, în legătură cu prietenii, da? poate prietenii voștri cei mai apropiați. Vă tot spun, băi, nu este bun sau bună pentru tine, nu e ți se potrivește, nu există chimie între voi. Nu, nu și nu și nu, da? Dar voi încercați din răsputeri să uh, faceți aceste persoane să înțeleagă că lucrurile între voi doi, da, se pot concretiza într un uh, mod foarte frumos. De ce nu? Îmi este foarte clar aici că pentru o parte dintre voi veți avea un început, mai ales acolo unde vorbim în cuplu, că cel puțin o persoană are zodia berbec sau ascendent în berbec, acele persoane încep relația, o duc relația la un alt nivel. E ca și cum deja începeți să spuneți, această persoană este viața mea, această persoană este ceea ce îmi trebuie mie, plus că trebuie să fiți atenți la ziua de vineri, și la uh, o persoană, de ce nu Viorica, Veronica, uh, pentru că vine cu vești în viața voastră, doar că e un. Uh, sunt niște vești care cumva. Nu știu dacă e vorba de o minciună, dar. Cu siguranță este vorba de o minciună pentru că este ca și cum ziceți, ca și cum voi spuneți, a, asta este vrăjală, ceva de genul, da? O minciună, da? Dar e o minciună pe care voi nu o luați în considerare și chiar faceți foarte bine că nu luați în considerare minciuna respectivă. Avem o cifră de 4 la care se întâmplă anumite evenimente bune în viața voastră. Da? Deja știți, cifra 4 poate să fie uh, ziua 4 sau 4 zile de când vedeți acest videoclip, plus că. sau 4 ore, da? 4 ore, 4 zile, 4 săptămâni, dar nu m-aș duce chiar până la 4 săptămâni. De ce? Pentru că văd că este ceva care este de actualitate. Avem aici ochi, ochii verzi. Oare berbecul să fie cu ochii verzi? Um. E o zi. Aici o să vedem dacă putem afla și care este zi. Cred că ziua de miercuri, marți sau miercuri pentru voi, va fi o zi destul de importantă. Da, următoarea, marți sau miercuri, sau poate că acum marți sau miercuri a fost pentru voi o zi destul de importantă. În sens, nu neapărat în sens de, nu știu, cer de încăsătorie sau ceva de genul. Dar poate să fie o zi importantă în sens că ați aflat poate o veste despre persoana iubită. V-a spus, nu știu, s-a purtat frumos cu voi, a făcut o anumită uh, faptă ca să vă demonstreze iubirea și așa mai departe. Dacă nu a fost deja, va fi la următoare marți sau miercuri. Sau această persoană cu ochii verzi. Își, des, își declară iubirea. Poate nu sunteți într-o relație cu astfel de persoană, poate încă sunteți singur sau singură, și această persoană cu ochii verzi își va declara iubirea marți sau miercuri. Că avem o, o zi cu inițiala M. Văd că și plecați la un drum în ceea ce privește partea de iubire. Poate mergeți împreună într-o excursie sau mergeți în vizită la cineva care e un pic mai la distanță, dar poate să locuiți la oraș și mergeți la țară, sau poate nu știu, mergeți într-o altă țară sau ceva de această natură. Avem aici cuvântul sirop. Mm, iubirea voastră e ca un sirop. Da? Adică foarte bună, foarte dulce. Da, se întâmplă evenimente destul de frumoase pe partea de iubire. Uh, dar și acel sirop mai poate să fie și foarte multe cuvinte siropoase. De ce nu? Da? Um. Văd că aici, pentru o parte dintre voi, urmează inclusiv să vă mutați împreună și să mergeți să locuiți la cealaltă persoană. Dar este de bine, adică nu, nu văd nimic negativ. Din contră, văd lucruri pozitive, lucruri care vă schimbă gândirea atât voi, cât și celelalte persoane. Vă dă o mai multă siguranță și schimbă cumva lucrurile dintre voi doi în sensul că dacă până acum lucrurile mergeau un pic mai greu, acum parcă totul se clarifică, totul se limpezește pentru că știți fiecare dintre voi ce vrea să facă pe mai departe. Nici nu mi-am dat seama că nu mai aveți ceașca în, în cameră. Așa, hai să vedem ce mai putem afla de aici. Știri, foarte multe știri, foarte multe vești. Aici, un pic de atenție la situația de trio, pentru că în următoarea perioadă, 100% lucrurile se vor clarifica. Acele persoane care sunt în trio, cu siguranță nu vor mai fi în trio, doar că atenție să nu rămâneți singuri sau singură. Mai ales cei cele care sunteți uh, cu vârsta în jurul în jur de 34-36 de ani, da? care, pentru că acolo vă găs foarte multe situații de trio uh, și uh, care se clarifică foarte repede, de ce pentru că se află despre voi și vrând nevrând trebuie să luați niște decizii, uh, decizii care vă pot uh, afecta pe moment destul de mult. Mai apoi lucrurile, da, se clarifică, dar într-adevăr, aici, pe moment, aveți impresia că totul este negru în viața voastră pentru că ați fost descoperiți, descoperite, dar. E mai bine să fiți descoperite. De ce? Pentru că văd că nu aveți suficient curaj de a spune despre aceste situații, de a vorbi cu cealaltă persoană despre această situație. De frica să nu vă părăsească sau mai știu eu ce, nu aveți suficient curaj de a face niște pași și de a vă asuma anumite responsabilități, indiferent că vorbim despre femei sau despre bărbați. Uh, avem aici unii din, unele dintre voi, este posibil chiar să rămâneți însărcinată cu pe, cealaltă persoană cu care sunteți în trio, da? Și mai apoi, clar, aveți niște um, situații în care nu știți ce să faceți și cum să procedați pe mai departe. Mai avem aici un uh, cuvânt de. Bogdan, băiețel, ceva, poate că, așa cum am spus, rămâneți însărcinată sau sunteți însărcinată și veți avea un băiețel, dar până la urmă văd că vă căsătoriți cu persoana cu care veți avea băiețelul. Dacă vorbim, sau poate că v-ați gândit dacă aveți un băiețel să-i dați numele Bogdan. Da, cam astea au fost informațiile pentru, pentru voi, cei de la prima variantă. Să trecem la varianta cu numărul 2. Hai să vedem ce ne spune ceașca de cafea și pentru cei de la varianta cu numărul 2. La varianta cu numărul 2 văd foarte multe întrebări fără răspuns. Avem inițiala de G. Care încearcă să spună ceva sau cel puțin această inițială de G vede viața voastră ca fiind relația voastră ca fiind una gri, nici albă, nici neagră și cred că vrea să limpezească această situație, dar asta nu înseamnă că doar persoanele cu inițiala G au viața amoroasă cam gri, ci mai multe persoane, dar indiferent ce persoane aveți viața gri, trebuie să o faceți. Ori e albă, ori neagră. Nu mai există loc de a fi gri în continuare. De ce? Pentru că văd că sunteți foarte crispați din foarte multe puncte de vedere. Uh, sunteți uh, stați în permanență cu teamă uh, și nu este o situație prea drăguță. Aici mai avem numele de Rafael, de poate să fie și uh, un nume al persoanei voastre, dar poate să fie și că voi aveți nevoie să vă rugați mai mult la îngerul Rafael, da? Poate să fie și o astfel de situație. Mai văd că voi, cred că mulți dintre voi sau multe dintre voi sunteți în cunoaștere, pentru că nu pot să spun într-o relație. Neapărat într-o cunoaștere cu o altă persoană pe care ați întâlnit-o pe rețelele de socializare Nici măcar nu cred că v-ați văzut față în față cu această persoană Dar bineînțeles că pot fi destul de rare cazurile în care v-ați și văzut Dar ideea este că nu știți cum va continua această relație Pentru că totul între voi se desfășoară pe rețelele de socializare Și vreți să știți cum va fi finalul Finalul nu va fi momentan unul fericit în astfel de cazuri, pentru că văd că apar foarte multe obstacole între voi doi, apar foarte multe greutăți și s-ar putea ca până la urmă să spuneți: Eu nu sunt am o relație la distanță sau ceva de această natură și lucrurile se cam termină. Eu aici mai văd că în 5 zile, mulți dintre voi vă clarificați legăturile, vă clarificați situațiile, vă clarificați relațiile și dacă este persoana, să zicem, la distanță, cred că îi veți da, da chiar inclusiv ultimatum, adică îi veți spune dacă în termen de ai vi și să facem o familie bine, dacă nu mă lași în pace, da, sunt foarte multe astfel de, de situații pe care și foarte multe decizii pe care le veți lua în următoarele 5 zile. Într-adevăr, aici avem într-adevăr și relații care se termină pozitiv. De ce? Pentru că vă văd uh, stăpâne pe voi și asta este un lucru foarte bun, indiferent de decizia care se ia, indiferent de hotărârea care se ia într-un final, uh, să fiți stăpâne pe voi, să fiți hotărâte, să fiți puternice. Pentru că, indiferent dacă rămâneți sau nu cu această persoană, viața merge înainte și vă văd că inclusiv veți ajunge în fața altarului, fără doar și poate, dar nu pot să spun dacă cu această persoană sau cu alta. De ce? Pentru că este o etalare generală, nu personală și, bineînțeles, voi sunteți foarte mulți și pentru fiecare situația este diferită. Um... Mai văd aici faptul că este o necesitate de a face hotărâri, de a lua decizii, pentru că aici este posibil ca cumva voi să fie amânat aceste decizii în speranța că poate, poate lucrurile se rezolvă de la sine, însă aici v-ați dat seama că nu se rezolvă nimic de la sine, totul trebuie clarificat. Prin niște decizii destul de radicale. Mai vă văd uh, inclusiv că așteptați un avion, pe cineva care trebuie să vină cu un avion și uh, cu bagaj, da? Uh, și dar persoana vine, nu se pune problema, de venit vine, uh, dar la fel, luați decizii în sens că, uh, bun, ok, hai să rezolvăm această problemă. Cum o rezolvăm? Să fie bine pentru ambele părți, însă, în unele cazuri, este bine doar pentru o singură parte. De ce? Pentru că văd că Doamnele își au băgăjelul și pleacă din relație. Da? Bun. Așa cum am spus, Doamnele pleacă din relație pentru că își doresc să aibă o viață liniștită, fericită. Mai ales cele cu inițiala M, cu ochi căprui, dar bineînțeles că puteți fi și bărbați, nu neapărat numai femei. Pentru că văd aici inițiala M, ochi căprui, foarte multe semne de întrebare. Mi este foarte clar că nu sunteți sigură pe această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă și vă gândiți dacă poate totuși rămâneți cu această persoană sau e o persoană nouă. E clar că, așa cum am spus, în cele 5 zile trebuie să luați niște decizii, niște hotărâri, adică ori e alb, ori e neagră, nu mai există uh, acel gri. În viitorul apropiat, văd că, într-adevăr, uh, sunteți alături de o persoană și, la fel, văd că, uh, cu foarte multă fericire, și uh, chiar fertilitate, și belșug. Deci, e. Chiar dacă intră o persoană nouă în viața voastră, este de bine și dar această decizie uh, trebuie luată. De ce? Pentru că indiferent dacă rămâneți cu această persoană sau o persoană nouă, lucrurile uh, trebuie clarificate, acum este momentul în care trebuie să luați deciziile necesare pentru că cred că această situație în multe cazuri s-a lungit prea mult și deja um, ați ajuns în punctul în care trebuie să zici ori albă, ori neagră, nu mai există cale de întors. Dar vă văd că într-adevăr, chiar dacă pe moment aveți inima îndoită, mai apoi radiați de fericire, de ce? Pentru că nu durează foarte mult timp și ori această persoană își dă seama că dacă vă pierde, regretă foarte mult și atunci revine la voi sau veți întâlni altă persoană nouă care știe să vă ducă pe culmile fericirii, da? Deci indiferent... De cum se termină această poveste care este acum în viața voastră. Voi uh, sunteți uh, câștigate din multe puncte de vedere. Aici se pune foarte mult accent pe persoanele care au copii uh, 14, cu vârsta de 14-15 ani, persoane care au uh, vârsta de 46, 56, 63. 60, da, și care poate au copii chiar de 10 ani. Da, cu vârsta de 10 ani, da. Deci astea, persoanele astea sunt cele mai mult vizate. Dar asta nu înseamnă că alte persoane nu pot viza, fi vizate. Dacă aveți vârsta pe care am spus-o, bineînțeles că chiar dacă nu aveți copii de vârsta respectivă, intrați și voi în categoria respectivă. acum pe nu toți la o anumită vârstă au copii de vârstele pe care eu le-am spus. Da? Ok. Dar, da, lucrurile merg într-o direcție pozitivă și pentru voi. Pe partea de sănătate, la unii dintre voi văd aici problemă pe partea de apă. Nu știu, beți mai puțină apă sau nu știu ce e în legătură cu apa, dar și pe parte de magneziu, și cred că vitamina. Ceva, vitamina cu B. Dar nu văd cifra exact. Um, mai văd aici cuvântul ars. Aveți grijă să nu vă ardeți în zilele următoare. Cu apă sau, cu ce, sau cu. Așa cum am spus că e vorba de apă, un pic de atenție să nu vă opăriți, da? cu apă fierbinte. Aveți grijă, iarăși, la partea de nervi, pentru că se pare că aveți niște nervi care oarecum vă afectează sănătatea. E un stres destul de mare pe voi cu ceva, dar nu știu cu ce, și vă afectează starea de sănătate, și mai apoi s-ar putea ca să descoperiți că nu peste mult timp vă simțiți rău și nu știți de la ce a plecat acea stare de rău. Dar e de la nervii și stresul pe care îl aveți ă, acum, mai ales dacă aveți un mod constant o stare așa destul de nervoasă, agitată. Văd foarte multă agitație aici la voi. Nu neapărat că și trebuie să fiți așa, dar cred că asta vă... sunteți și voi persoane mai agitate care vă cam agitați cam din orice. Când ceva cineva spune asta nu e bine, voi deja sunteți foarte agitați sau agitate pentru că vreți ca totul să fie perfect. Nu trebuie să fie totul perfect, mai trebuie să fie și imperfect, dar important este să fiți voi bine cu voi înșivă. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!